Salutare tuturor și bine v-am găsit la un episod. Ei bine, astăzi vom deschide câteva pachete pe FIFA 17 pe site-ul utcoinbet.com. Hai să vă arăt foarte rapid site-ul ăsta. Pe acest site puteți să vă cumpărați credite și să pariați pe meciuri adevărate din fotbal sau alte sporturi, vedeți NFL, Dart, UFC, ce mai vedeți pe aici, România Liga 1. Putem paria cu coins de FIFA pe meciurile din România. Dinamo București vs CFR Cluj. Dacă vouă vă trebuie așa ceva, cumpărați-vă credite, pariați aici și dacă câștigați puteți să vă extrageți mai multe coins pe contul de FIFA 17. Adică e win-win, nu? Practic nu vă mai duceți până la casa de pariuri, pariați aici. Banii câștigați îi băgați în FIFA. Mai avem double stakes, aici practic e ruletă, ca la CSGO, you know. Știți chestiile astea, dar ce ne interesează pe noi? Packs. Bun, deci noi vom deschide astăzi pachete. Bun, deci vom lua un pachet de 10.000, un pachet de 25.000, 3 pachete de 50.000, bam, și apoi vom lua 3 pachete de 100.000. Bun, deci astea sunt pachetele noastre momentan. Hai să vedem ce ne pică. Poate ne pică ceva foarte, foarte, foarte tare și putem să ne băgăm toate coinsurile în FIFA. Înainte să încep să le deschid, vreau să facem o înțelegere. Dacă acest episod strânge 2000 de like-uri, deci când strânge 2000 de like-uri, pam, apare primul episod de FIFA 17, Road to Glory Ultimate Team. Deci dacă vreți să facem o serie de FIFA 17 Ultimate Team cu o groază de coins, să facem cea mai tare serie, să câștigăm divizia 1, apăsați pe acel buton de like și dați share la acest videoclip, să strângem 2000 de like-uri. Bun, deci acum putem începe, vom începe cu pachetul cel mai ieftin de 10.000. Acosta, jucător de 77, superb. Pachet de 10.000, valoare totală de 3.000. Superb. Pachetul de 25.000 e Inform Alisson. Cred că e Inform. Boom! 31.000 în pachet de 25.000. Deja am câștigat 5.000 de dolari de coins, mă rog. Avem un Inform din ăsta și jucătorul ăsta care nu știu cum e. Nu știu ce e. Dacă știți voi lăsați-mi în comentarii. 50.000 de dolari de coins. Haide! Inform Piatov. Trebuie să coste mult ăsta, haidem. Doi informi și tot am pierdut bani. Nu te cred, frate, pe bune. Al doilea pachet de 50.000 e Inform Javi Varas. Ăsta, te rog, să coste. Iar am pierdut bani. Te rog, haide Ronaldo, nu mă uit, nu mă uit, nu mă uit, nu mă uit, nu mă uit. Boom. Inform Son. Perfect, 64.000 de coins. Am ieșit pe plus, e bine. Mai avem 3 pachete de 100.000. Să sperăm că pică ceva bun. Ok, o să, nu o să ne uităm la asta. Bam, se deschide, nu mă uit. Cred că s-a deschis acum. Oh my fucking god. Nu, nu, nu. Bun, deci pentru pachetul ăsta vom închide monitorul. Vom deschide pachetul, închide monitorul. Nu știm ce o să fie, haide. Zi-mi, te rog, o să fie ceva bun. Haide. Și avem niște jucători praf. Oh my god. Ce jucători praf ne-au picat. Ultimul pachet va fi normal. Haide. Sanchez. E bun, Alexis Sanchez. 213.000. Holy shit. 213.000 de coins, doamne. Suntem bines. Am pierdut numai 50.000 de coins de când am început să deschidem pachete, ceea ce e destul de rău, dar vom recupera. Vom face cea mai nebună chestie, cea mai nebună chestie. Vom deschide 5 pachete de 100.000 de coins. Oh my god, am cumpărat, am făcut-o. Am cumpărat 5 pachete, 500.000 de coins sunt acum pe masă. 500.000 de coins. Să sperăm că ieșim pe profit. Primul pachet de 100.000, Ronaldo, dăm ceva bun. Inform Salah. 86 rating, trebuie să fie bun. Haide, 210.000 în sfârșit. Oh, bine. 3 inform într-un pachet. Superb. Oh, ce pachet. Alaba la portocala. Al doilea pachet, haide. Inform Manolas. Oh, și ăsta trebuie să coste mult.
Și asta trebuie să coste mult. 211.000. Holy shit, ce inform Benteke. Oh my god, și Van Persie. Ce pachet, ce pachet, 211.000. Hai să vedem din nou. O să alegem pachetul ăsta. Unul de aici. Ăsta. Ronaldo Lukaku. Un pachet slăbuț. 70.000. E ok, e ok. Avem uniform. E bunicel pachetul ăsta. Dacă nu ne pică pachete de 10.000, e super bine. Hai să vedem. Pachetul ăsta, te rog. Inform Kante. Oh, oh, ăsta trebuie să fie bun. 213.000 dintr-un pachet. 3 jucători, 2 inform și 1 dubios. Nu știu ce-i ce cu jucătorul ăsta, dar e foarte, foarte șmecher. 213.000. 213.000. Ieșim pe profit. Ieșim pe profit. Ieșim cum trebuie. Ieșim cum e nevoie. Ultimul pachet o să fie un nou spec, da? Luăm mouse-ul. Bam! Am apăsat, am deschis. Am deschis cum? Oh, inform Modeste. Inform Modeste, nu știu cine e ăsta. Bă, totuși, de la 700.000 am ajuns la 900.000, deci am făcut profit de 200.000 de coins. Ați văzut cât de șmecher e site-ul ăsta? Am făcut profit de 200.000 de coins. Ok, deci dacă vreți și voi să jucați pe site-ul acesta, vă faceți un cont, vă spuneți platforma pe care aveți voi FIFA 17, mergeți la Buy Credits și aici vă cumpărați voi pe platforma pe care sunteți. PC, PS3, PS4, Xbox 360, Xbox One, eu sunt la PC, mergem aici, vedeți 10.000 de credite, 0.45. Deci, gen, dacă aș vrea să cumpăr astea 900.000 de coins pe care le-am acum, m-ar costa 40 de euro, deci e foarte tare. Și dacă vreți să le depozitați, alegeți platforma aici, deposit amount, ei recomandă 10.000, deci o să trească să dați 10.000. Sau cât vreți voi, 100.000 mi se pare cam mult și cred că ar fi destul de dubios. Dar da, site-ul ăsta e foarte, foarte, foarte șmecher și vi-l recomand. Dacă vreți voi să jucați pe el, aveți un link în descriere. Și, cum am zis, dacă strângem 2000 de like-uri la acest episod, 2000 de like-uri, va apărea primul episod de FIFA 17 Ultimate Team Road to Glory alături de voi. Poate facem și live stream-uri și va fi foarte, foarte, foarte șmecher. Așa că vă rog eu, apăsați pe subscribe de like. Bun, cam așa este episod. Eu am fost Gami, iar ne vom vedea data viitoare. Pa! Băi Toto, hai să fim serioși. Nici nu crezi în Dumnezeu, doar te tem de proști. Ai pus botul la reproș ca orice alți fricoși. Știu mulți cu Biblia în mână, mult mai păcătoși. Te iei după toți tonții, te uiți în gura lor ca ortodonții. Dar nici nu stau să mă cer cu tine, hai mai mă, dă-i valea, mă. Bă, eu am venit aici să facem freestyle, nu să mă cer cu tine, haide mă, yeah.